Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otila, a semnat ordinul privind condițiile de înscriere la loteria vaccinării. Astfel, în perioada 1 octombrie 31 decembrie, vor avea loc 19 extrageri, în urma cărora vor fi acordate peste 1100 de premii în valoare totală de 15 milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat faptul că loteria de vaccinare se va desfășura pe parcursul a 14 săptămâni. Astfel, vor fi 14 extrageri, respectiv câte o extragere pe săptămână. 3 extrageri, respectiv câte o extragere pe lună, 2 extrageri organizate în săptămâna 14-a, respectiv în ultima săptămână a acțiunii. Loteria de vaccinare constă în extragerea pentru acordarea de premii în bani a tuturor persoanelor vaccinate cu schema completă, care și-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului și care se înscriu pentru participare în aplicația accesată de pe site-ul certificat-covid.gov.ro. La loteria de vaccinare se acordă 1139 de premii, 81 de premii săptămânale, 80 de premii săptămânale în valoare de 10.000 de lei, plus un premiu mare săptămânal în valoare de 300.000 de lei, 3 premii lunare, câte un premiu în ultima săptămână a fiecarei luni în valoare de 100.000 de lei, 2 premii la finalul loteriei Programului Național de Vaccinare în valoare de 500.000 de lei, respectiv 1 milion de lei. Premiul cel mare este de 1 milion de lei. Potrivit documentului, fiecare participant la loteria de vaccinare va avea 4 șanse de câștig, respectiv posibilitatea de a câștiga 4 premii, iar marele premiu este în valoare de 1 milion de lei. Astfel, un premiu în valoare de 10.000 de lei sau de 100.000 de lei, un premiu de 300.000 de lei, un premiu de 500.000 de lei, premiul cel mare în valoare de 1 milion de lei, adică premii în valoare maximă cumulată de 1 milion 910.000 de lei.